Bine ați venit la o nouă emisiune Ascultarea Credinței. În ziua de astăzi vreau să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj tematic despre misiunea Bisericii. Mesajul acesta este adresat tuturor care fac parte dintr-o adunare creștină. Începutul oricărei biserici locale este dificil și este anevoios. Într-un anumit loc, plantarea unei biserici este un proces lung și dificil. După această perioadă de început, în viața fiecărei biserici urmează slujirea ei, mărturia ei în locul acela, în satul respectiv, în cartierul respectiv, în orașul respectiv. Biserica este ceva în locul acela. Biserica are o anumită misiune în locul acela. Despre acest subiect vreau să vorbesc cu dumneavoastră astăzi. Perspectiva dominantă în vremea de acum cu privire la înțelegerea misiunii bisericii este o perspectivă corporatistă. Duhul vremurilor prezente au cuprins înțelegerea misiunii bisericii. Biserica este văzută prin prisma proiectelor pe care le are, prin prisma activităților pe care le are. Cu sensibilitate, cu respect, cu dragoste, spun în ziua de astăzi că misiunea bisericii nu trebuie văzută în felul acesta. Ceea ce vreau să împărtășesc cu dumneavoastră astăzi se bazează pe felul în care Apostolul Pavel, un om pe care Dumnezeu l-a folosit pentru misiunea creștină între neamuri, felul în care el a văzut misiunea bisericii. Și vom descoperi împreună faptul că Apostolul Pavel niciodată nu descrie misiunea bisericilor pe care le-a plantat în lumea mediteraneană a veacului întâi. Misiunea lor nu descrie niciodată în termenii unei sarcini pe care acestea le-ar avea de îndeplinit. Am plantat biserică la Corint și asta este lista cu cele 5 proiecte pe care le aveți de făcut. Am plantat biserică la Efes, aceasta este lista cu cele 8-10 proiecte pe care le aveți de făcut. Și organizăm toată biserica potrivit cu lucrările bisericii, cu sarcinile pe care le avem de îndeplinit. Dacă am construi așa biserica, foarte repede ajungem cu un grup de oameni la care îi este arondat ceva de făcut. Fiecare dintre ei are câte unul care supraveghează împlinirea celor lucrări. Și când acele lucrări sau proiecte sunt finalizate, spunem sau se spune că biserica și-a îndeplinit menirea. Apostolul Pavel nu vede lucrurile așa și nici noi nu trebuie să vedem lucrurile așa. Spunând acest lucru, punem imediat întrebarea de bază: dar cum vede el misiunea bisericii? Omul acesta pe care l-a folosit Dumnezeu de la începutul creștinismului pentru a sta la temelia bisericii. Noi știm că temelia bisericii este găsită în Apostolii lui Iisus Hristos. Biserica este zidită pe temelia apostolilor. Piatra din capul unghiului este Iisus Hristos.
vedem lucrul acesta. Nu trebuie să ne încurce lucrul acesta. De aceea vreau să revenim la ceea ce am spus, răspunzând pe baza unui text pe care ne-l dă Apostolul Pavel. Să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Lucrarea bisericii nu este în termenii unei sarcini care trebuie îndeplinite, ci în termenii unui mod de a fi, a unui caracter pe care adunarea în întregimea ei îl are. Acest caracter se conformează nu unei liste de proiecte, nu unei liste de activități, ci acest caracter se conformează chemării pe care a dat-o Dumnezeu. Din start, vedem și putem ilustra următoarea diferență. Niciodată nimeni din biserică, nici măcar păstorul bisericii, nu va putea spune, când merge la biserică, mă duc la serviciu, mă duc la muncă. Biserica, putem spune aproape în extremis, nu muncește. Biserica își împlinește chemarea. Și aici facem o deosebire pe care o cunoaștem, deosebire studiată în zilele noastre, când ne referim la ce face omul, raportarea lui la muncă, facem deosebirea între muncă, carieră și vocație, chemare. Omul care merge la muncă merge de la ora 9 la ora 5 sau de la ora 7 la ora 3 și abia așteaptă să ajungă ora 3 să se ducă acasă. Omul care își vede lucrul lui, munca lui ca și o carieră, acela are un plan foarte precis. Am început la acest nivel, în câțiva ani mă duc la nivelul următor și apoi tot mai sus, până ajung în conducerea acelei organizații. Dar există un număr de oameni care, atunci când se gândesc la ceea ce fac ei, nu văd acel lucru în termenii muncii, în termenii carierei și în termenii unei vocații, a unei chemări. E ceva pentru care ei trăiesc. Așa vede Apostolul Pavel misiunea bisericii. O purtare, o trăire într-un chip vrednic de chemarea pe care am primit-o. Textul este în Efeseni, capitolul 4, versetul 1. Acest mod de a fi are ca și trăsătură principală dreptatea. Sau în limbajul pe care îl găsim în traducerea Cornilescu la începutul secolului al XX-lea, limbajul neprihănirii. Din partea apostolului Pavel a fost întotdeauna foarte important definirea clară a ce este un creștin. Un creștin este omul acela care are inima tăiată împrejur. Este omul acela a cărui centru, la care se iau hotărârile, omul acela care are mintea lui în întregime pusă deoparte, dedicată pentru Dumnezeu. O minte în legământ cu Dumnezeu. Este omul care trăiește după poruncile lui Dumnezeu. Este omul care știe că toate poruncile lui Dumnezeu se adună, se sumarizează într-una singură. Iubirea lui Dumnezeu, iubirea aproapelui. De aceea, limbajul dreptății sau al neprihănirii, teologic vorbind, eclesial vorbind,
îl înțelegem în termeni relaționali, în termeni comunitari. Pe de o parte, prin credință în jertfa și învierea lui Iisus Hristos, suntem aduși într-o relație dreaptă cu Dumnezeu. Aceasta este îndreptățirea. Aducerea în această relație dreaptă cu Dumnezeu ne așează într-o relație dreaptă cu oamenii. Operăm cu această înțelegere holistică a dreptății și pe verticală față de Dumnezeu și pe orizontală față de oameni. Așa stau lucrurile în termenii dreptății. De aceea, la nivel comunitar, când sunt oameni într-un loc, există anumite pericole. Oamenii vor căuta, datorită căderii în păcat, să se deosebească unii de alții. Unii se vor vedea mai sus decât alții. Întotdeauna avem pericolul aroganței. Privești de sus pe aproapele tău. Dacă nu ești tu cel care te uiți de sus, cel care se uită de jos, îl va vedea pe cel care oarecum e mai sus ca el, îl va vedea ca pe un rival. Aroganța și rivalitatea sunt probleme perene ale umanității și ale vieții din oricare grup. În biserică, din păcate, datorită păcatului, adesea lucrurile stau la fel. Soluția pentru aceste probleme perene ale aroganței și rivalității, soluția este găsită în crucea lui Hristos. Propovăduirea crucii, textul de bază aici, pentru rezolvarea unor așa probleme, este găsit în 1 Corinteni, capitolul 1, capitolul al 2-lea. Mesajul crucii, propovăduirea crucii. Oamenii se pot raporta la acest mesaj în mod divers. Pentru unii este o pricină de potignire. Nu se poate ca Mesia să ajungă răstignit. Atârnarea pe lemn este o dovadă a faptului că omul acela e sub blestemul lui Dumnezeu. Nu se poate să vestești divinitatea răstignită. E o nebunie. Apostolul Pavel spune exact acest lucru. Reușește să bea la o parte orice competiție în biserică, orice rivalitate, pentru că răstoarnă valorile lumii. Dintr-o dată, ceea ce e văzut de alții ca fiind slab, înaintea lui Dumnezeu este puternic. Ceea ce este văzut de alții ca fiind o nebunie, înaintea lui Dumnezeu este o înțelepciune. Așa s-au rezolvat problemele acestea dintre oameni. Problemele aroganței și rivalității. Cel care era deopotrivă cu Dumnezeu, cel care avea natura lui Dumnezeu, acela s-a lepădat de el însuși, a luat chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor, a fost ascultător până la moarte, încă moarte pe cruce. Acela oferă un model pentru ca oamenii să poată fi împreună. De aceea, proclamarea acestui mesaj al crucii aduce soluția cooperării și soluția zidirii reciproce. Apostolul Pavel întotdeauna se raportează la biserică în întregimea ei. De aceea, în epistolele lui, nu avem un accent detaliat, de exemplu, asupra perfecțiunii individului. Nu că maturizarea individului nu este importantă, dar nu se pune accent asupra ei în felul acesta, ci se pune accent asupra maturizării întregii biserici. De aici noi luăm următoarea idee. Dacă e să aibă loc o creștere, o dezvoltare a mea, a ta, a fiecăruia, dezvoltarea aceea, creșterea aceea, poate avea loc numai împreună cu dezvoltarea celorlalți, cu creșterea celorlalți.
imaginea favorită pentru Apostolul Pavel, din partea Apostolului Pavel, este imaginea cu trupul. Un trup crește prin ceea ce dă fiecare mădular, prin contribuția pe care o aduce fiecare. Niciodată mâna nu crește disproporționat față de picior, față de celelalte părți ale trupului. Întotdeauna creșterea este o creștere împreună. Așadar, maturizarea întregii adunări este ținta pe care o are omul lui Dumnezeu. Misiunea bisericii este în experimentarea împreună a unui mod de a fi, a unui caracter, a unei trăiri care are ca și standard o chemare. De aceea niciodată nu vei putea spune despre viața ta în biserică: m-am săturat, abia aștept să plec, ajunge. Asta este lucru pentru care trăiești. Aceasta este chemarea pe care ai primit-o. De aceea norma, standardul, nu suntem nici unul dintre noi. Norma este Iisus Hristos așa cum l-au văzut cei care au trăit pe vremea Lui, apostolii Săi în special. Fiul lui Dumnezeu întrupat. În limbajul apostolului Pavel avem lucrul acesta clar exprimat în Galateni 4:19. Ascultați cuvintele lui: copilașii mei, pentru care simt iarăși durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi. Aceasta e misiunea noastră. Acesta este motivul pentru care, după ce ai fost 3 ani, 5 ani, 10 ani într-o anumită biserică, ajungi să te bucuri de bună înțelegere, de prețuire, de dragoste, de slujire reciprocă, de zidire în credință. Dacă așa ceva se întâmplă cu tine, ești într-o biserică ce își împlinește misiunea. Dacă ești într-o biserică în care există o competiție a slujirilor, acea viziune corporatistă a acelei biserici nu-ți va aduce niciodată acest caracter al jertfirii de sine, a slujirii aproapelui, a edificării în credință, a maturizării. Luarea lui Hristos chip în noi este un proces. Când ceva se formează, este nevoie de timp. Mai ales când vorbim de formarea caracterului. Mai ales când vedem modelul după care să te schimbi. Omul are capacitatea de a se schimba foarte repede în rău. Cele rele se prind de noi imediat. Cele bune, mai greu. E nevoie de mai mult timp. Dar noi reușim să fim eficienți în privința aceasta, să prindem viteză în ce privește această schimbare, atunci când ne uităm bine la El, după care noi trebuie să ne asemănăm. Dacă rămânem tot în epistola către Galateni și întrebăm: cine este acel Hristos care trebuie să ia chip în mine? Încă de la începutul epistolei, apostolul Pavel spune așa, că El, Iisus, este Cel care ne-a iubit și S-a dat pe Sine însuși pentru noi,
să ne smulgă din acest viac rău. Citește Galateni 1:4 și vei găsi cuvintele acestea. Nu mai ai pe nimeni în această viață care să-și fi dat viața pentru tine. Nu mai ai pe nimeni care să te iubească așa de mult. De aceea, lepădarea lui de sine, ascultarea lui de Dumnezeu, sunt trăsăturile principale ale vieții sale. Așa ceva trebuie să se vadă tot mai mult și în mine, și în cel de lângă mine, și în toți din adunarea din care fac parte. Când fiecare suntem așa, noi vom respinge orice încercare de competiție, orice rivalitate, orice aroganță. Lucrurile acestea nu mai au tracțiune între noi, pentru că nici unul dintre noi nu ne raportăm la celălalt în felul acesta. Iisus este expresia perfectă a dragostei față de oameni. El este modelul pentru relațiile din biserică. Când noi vorbim de misiunea bisericii, termenii sunt în mod complet cristocentrici. Biserica există pentru a fi ca Mântuitorul ei. În cuvintele apostolului Pavel, fiecare dintre noi trebuie să ajungem să ne îmbrăcăm cu Domnul nostru Iisus Hristos. Citiți Romani 13:14. În mod concret, în adunare, acest lucru se va vedea în felul în care ne acceptăm unii pe alții. A felul în care ne primim unii pe alții, mai ales când greșim unii față de alții. Sau mai ales când unii sunt mai tari, alții sunt mai slabi. Mai ales când am avea ocazia ca o anumită convingere pe care o am să-l pună deoparte pe celălalt care este mai slab ca mine. Atunci comportamentul meu față de fratele meu trebuie să fie o reflectare a comportamentului lui Iisus Hristos față de mine. Știți ce vreau să spun? Așa cum m-a primit pe mine Hristos, așa îl primesc și eu pe fratele meu. Așa cum m-a iertat pe mine Hristos, așa iert și eu pe fratele meu. În adunare ne purtăm sarcinile unii altora. Viața pe pământ este o viață cu greutăți, cu probleme. A ne ajuta unii pe alții în mijlocul acestor probleme este o dovadă a faptului că El, Iisus Hristos, ia chip în noi. Aceasta este umblarea în dragoste. O umblare în dragoste care renunță la ceva de dragul aproapelui, de dragul fratelui său. Într-o așa împrejurare, cu așa atitudini, invidia, rivalitatea, aroganța. Da, sunt pericole pentru adunare, dar ele nu mai au loc între noi, pentru că nici unul dintre noi nu ne raportăm la celălalt în termenii competiției, în termenii întrecerii. Fiecare aducem în locul în care venim un duh al colaborării, un duh al armoniei, al părtășiei, al împăcării, dacă ne greșim unii față de alții. Așa cum Hristos a avut una dintre trăsăturile caracterului său, smerenia, așa avem și noi. De la El învățăm să fim blânzi și smeriți, începând de la inima noastră și apoi în toată trăirea noastră. Când noi toți suntem așa, așa va fi și între noi. Un text important aici este Filipeni 2:1-4. Dacă între noi sunt acestea, atunci toate acele atitudini duc
la o părtășie armonioasă. Așa își îndeplinește biserica misiunea ei. Să știți, omul, grupul de oameni care este așa, va fi deosebit de activ. Dar niciodată nu vor pune activitățile lor înaintea caracterului lor. Un text care dovedește că așa trebuie să stea lucrurile este textul din Matei, capitolul 25, cu privire la judecata finală. Când toate popoarele sunt adunate înaintea scaunului de judecată lui Iisus Hristos. Când păstorul desparte pe toți oamenii în două, așa cum desparte păstorul oile de capre. Când el se adresează celor din dreapta lui și le spune: când am fost în închisoare, ați venit pe la mine. Când am fost flămând, mi-ați dat de mâncare. Când am fost în zdrențe, m-ați îmbrăcat. Și cei din dreapta stau și se uită și ascultă și sunt nedumeriți. Când ți-am făcut noi? Noi nu te-am întâlnit la pușcărie, noi nu te-am întâlnit între săraci. Noi, ajută-ne, explică-ne când. Și el le spune: când ați făcut toate lucrurile acestea, celor mai neînsemnați, frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Slujirea, lucrările, implicarea sunt datorită chemării pe care o trăiești. Și așa ceva devine o a doua natură, nici nu mai vorbești despre lucrurile acestea. Este o nevoie într-un anumit loc. Este o sarcină de purtat într-un anumit loc. Ești acolo, ajuns cu tot ce poți, mergi mai departe. Nici nu te gândești la lucrurile acestea. Implicarea, a pune mâna, sunt naturale. Nu ai așa o listă cu ele, nu le contabilizezi. De aceea maturizarea bisericii depinde de lucrurile acestea. Pe măsură ce fiecare din biserică se aseamănă tot mai mult cu Hristos, sau pe măsură ce Hristos ia chip în fiecare din biserică tot mai mult, biserica respectivă ajunge să fie o biserică matură. O așa biserică își împlinește menirea de a fi sarea pământului, de a fi lumina lumii. De aceea este foarte important să începem de unde trebuie. Să așezăm apoi conținutul care trebuie. Și spun lucrul acesta din următorul motiv. Așa de ușor ne putem înșela și nu ajungem la destinația la care am crezut că vom ajunge. Omul are o putere de duplicitate înspăimântătoare. Citiți 1 Corinteni, capitolul 13, și veți vedea ce anume vreau să spun. Din partea Apostolului Pavel, în textul acela, avem o expunere a căii nespus de bun, nespus mai bune a dragostei. Împrejurări în care cineva este gata să ardă, își dă trupul să fie ars. Împrejurări în care cineva își dă toată averea la săraci. Dar în acele împrejurări, dacă lipsește iubirea, omul acela nu este nimic. Oricât de puternic ar fi activismul bisericii, fără Hristos, nu înseamnă nimic înaintea lui Dumnezeu. Și nici nu formează în oameni trăsăturile de caracter pe care le-am menționat. Dacă avem activism pur,
în final sfârșim cu o corporație, cu o întreprindere. Dacă începem cu formarea caracterului lui Hristos, sfârșim cu o slujire care transformă pe oameni. Sfârșim cu un popor care este lumină pentru întreaga lume. Aceasta este misiunea bisericii. Aceasta este chemarea pe care am primit-o. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Până pe data viitoare, Dumnezeu să vă binecuvinteze!